Frate, dar e mare cave-ul ăsta. 10 seconds later. Aoleu, mare, mare invazie acolo de... Aoleu! Mamă! Vai! Mamă, ce se bate! Nu! Salutare, salutare, vărășanilor! Eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod din seria voastră preferată de Minecraft Hardcore. Înainte de a începe acest episod, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ați apăsat butonul de like, dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri. Am văzut că ați apreciat foarte, foarte mult episodul anterior, așa că vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru toate like-urile pe care mi le-ați acordat. Sincer să fiu, nu mă așteptam să vă placă atât de mult. Sper eu din toată inima ca această serie să dureze cât mai mult. M-a bucurat foarte, foarte mult să văd că am avut parte de atât de multe comentarii pozitive. Ideea e, vereșanilor, că am mai stat puțin off-camera după ce am închis episodul anterior și am mai căutat și totodată găsit ceva minereuri, printre care ceva gold, lapis, redstone, am mai făcut level și level 18, din păcate chiar dacă am pornit în căutarea diamantelor, nu s-a putut să găsesc, dar asta este, nu contează, ce să facem, mergem înainte. Deși mi-aș dori să găsesc măcar acolo un... De fapt, cred că aș putea să-mi fac un enchantment table, dar ideea e că nu ar fi prea rentabil dacă mi-aș face acum. Nu știu de ce vereșanilor, în momentul în care am intrat pe serie, am rămas cu ideea că am găsit un sătuc. Probabil că o fi visat azi noapte, nu știu ce s-a întâmplat, dar am visat ca și cum aș fi filmat gen Minecraft Hardcore sau Survival Hardcore și am visat cum că aș fi găsit un sătuleț. Habar n-am, dar nu contează. Bun, hai că aparent am ieșit în mineshaft. Nice. Mamă, ce dor ne-a fost nouă de mineshaft-ul ăsta minunat și mirobolan. Știți prea bine ce am pățit. Bună. Stai acolo, nu o da în mine, stai cu minte. Știți prea bine ce traume am trăit în acest mineshaft, fereșanilor, și nu cred că ar mai fi indicat să mai trăim. Suntem la stratul cu numărul 42. O să ne trească să ne găsim un loc de căsuță și totodată un sat, sper din toată inima. Ideea e că nu știu unde o să ies la suprafață, oricum mai avem mult de mers. Am ieșit deja la suprafață, nice. M-am într-un lac aparent și e bine că am nimerit într-o zonă în care poate chiar o-i fi fost la început. În momentul în care am intrat pe hartă. O să mergem în mare parte, vereșanilor, la explorat. Uite, am mai găsit ceva oițe pe care neapărat o să trească să le omor. Ideea că neapărat trebuie să le omor. Și să vedem puțin ce aruncăm. Hai să aruncăm asta, că n-am... De pene, la ce ne ajută penele? Hai să ne găsim un loc de căsuță, vereșanilor, pentru că... Nice. Uite, fix de ce aveam nevoie. Pentru că, sincer, trebuie neapărat să ne stabilim undeva. Deja e prea de tot. Mai am loc de cărniță? Uite, o să arunc bețele astea pentru că cărniță e mai importantă, vereșanilor. Îmi place foarte mult la sabia asta de iron pentru că îi dau doar și o singură bucată poate și o să moară. Hai să vedem. O să luăm și lână. Să avem mâncare cât mai multă pentru că am văzut la hardcore sau că la hardcore contează foarte, foarte mult să ai mâncare. Dacă ai mâncare... E totul super ok. Aș vrea o zonă așa mai frumoasă, mai specială, mai cu multe flori, dacă înțelegeți. Ideea e că nu vreau să mă plimb prea mult pe hartă și să pierd timpul plimbându-mă, pentru că ar fi destul de nasolic. Uite, ceva în genul ăsta mi-aș dori. Uite, aici ar fi, cred că, mai mult decât perfect. Foarte mulți copaci. Este bine că aș putea face ceva frumos. Dar... mi se par prea mulți copăcei. Aș putea, uite aici, să-mi fac o căsuță frumoasă. Văd că avem și un cave aici. Este numai bine. Aolo! Mamă, frate, deci nici instant așa frumos, nici bine n-am intrat în cave-ul ăsta și deja, pe bune. Uite, avem și lavă, deci e bine că o să putem face roșii de obsidian și cred că, vereșanilor, o să ne stabilim aici. Mamă, încă un cave? Lol? Hai că e bine, cred că aici o să și... Mi-a avut și un scheletă. Vă vine să credeți că eu era să mor? Cum era să mor, frate? Să se încheie seria? Doamne. Mamă, aici aș putea să-mi fac. Am niște idei în cap frumoase, sincer. Să fac o căsuță, gen să extind lacul ăsta. Hai să fac eu niște chesturi. Nu știu, undeva număr de vreo 4 chesturi, eventual. Hai să vedem. Facem 4 chesturi. Și să ne punem noi resursele aici, bineînțeles, pentru că momentan nu mai avem nevoie de unele dintre ele. O să-mi pun și pătucul. Și acum hai să-mi fac, vereșanilor, niște unelte, pentru că clar, că virgulă, clar o să mai am nevoie. Bețe o să trească să-mi fac pentru că nu mai am. Cred că o să-mi fac așa, mai multe bețe să fie. O să-mi fac un turnăcop, o să-mi fac un topor.
încă un topor să fie acolo și o lopată eventual. Perfect, hai să ne apucăm să tem copacii ăștia rapid. Rapid pentru că așa e frumos. Sincer sunt puțin obosit, vereșanilor, dar asta mai puțin contează. Ce să facem? Trebuie să ne punem aici pe muncă. Ideea e că momentan am scăpat de greu, pentru moment doar. S-ar putea să mai avem surprize, dar asta va rămâne de văzut. E nasol, frate, că nu prea am găsit diamante. Și mă bucură faptul că aici avem fratele alem de ne doare capul. Și oricum putem să facem, o casă din alte gen de walk sau spruz. Nu știu exact când o să postez acest episod. S-ar putea să-l postez undeva pe marți dimineața, dacă reușesc să-l editez, nu știu, va rămâne de văzut. Sunt curios dacă am ambiția necesară să-l pot edita. Hai să încercăm să mărim și noi lacul ăsta puțin. O să... Sper să ne iasă, bineînțeles. Să iasă cât mai frumos. Să iasă cât mai frumos și să iasă o căsuță cât mai frumoasă pe lac. Facem o căsuță pe lac, dar bine, o să trească să mărim noi lacul ăsta. Am planuri foarte, foarte mărețe cu această serie. Mai ales că vă place și vouă atât de mult și mă bucur enorm acest lucru, sincer. Adică, chiar nu mă așteptam să vă placă atât de mult. Având în vedere că n-am mai jucat Survivor în ultimul timp, am uitat, aș putea face ceva în genul ăsta, mamă. Hai că o să pară interesant. La început o să fie puțin mai greuț, pentru că... Uite, aici aș putea să astup, gen, cu dirt. Aș putea să astup cu dirt, ca să fie mai echivalent. Așa. Ca să pară totul echivalent și așa o să fie foarte, foarte fain. Copacul ăsta clar trebuie să-l defricăm. Îmi pare rău că trebuie să defricez pădurea, dar asta este, vereșanilor, n-avem ce să facem. Pentru ala aș putea și de aici să mai măresc puțin. Și după aranjăm noi, bineînțeles, pe urmă, că na. Altcumva, din păcate, nu avem decât să le luăm cu încetişorul și să-l facem fiecare lucru frumos. O să mai mergem și la mina, bineînțeles, astăzi, adică asta o să fie clar. Adică nu... Nu o să neglijăm minatul, pentru că îmi doresc foarte, foarte mult să... Mă, vine și seara, îmi doresc foarte, foarte mult, vereșanilor, să găsesc diamante, frate, pentru a putea avansa cât de cât. Hai că pare interesant, sincer, adică, uite, am mărit puțin, am făcut aici o dita mai lăcuț, pe care o să facem o căsuță, adică eu zic că o să iasă ceva foarte, foarte frumos. Hai să facem și puțin tain. Uite, ceva în genul ăsta. Hai să ne punem și patul, pentru că o să vină și seara și nu e cam bine. Da, dar nu putem dormi momentan. Ar trebui să umplu de torțe pe aici, sincer. O să ne facem și o fermă în curând, adică am multe, multe planuri frumoase. Dacă aveți ceva sugestii acolo în secțiunea de comentarii, de asemenea puteți să mi le lăsați, adică cu mare drag o să vi le folosesc, bineînțeles, și mi-ar prinde chiar foarte, foarte bine niște ajutor din partea voastră, având în vedere, mă, uite și pe aici, ar trebui să fac neapărat încă o lopată. Mi-ar prinde foarte, foarte bine niște sfaturi din partea voastră. Hai să luăm noi uite furnesurile și să punem noi uite aici punem așa. Aici așa. Și să luăm noi căulul. Ok, punem aici jumătate și aici puțin mai mult de, puțin mai puțin. Hai să dormim cât mai repede pentru că vine Așa, gata, bun, hai că am dormit de bine. M-am pus să dorm și asta contează foarte, foarte mult. Bun, s-a făcut și zi. Nu știu exact, am nevoie de obsidian, două cărți și două diamante și o carte, mi se pare. Două diamante și o carte, am înțeles. Bun, pe în caz, da, și ca să luăm obsidianul ne trebuie pickaxe de diamond. Atunci va trebui, din păcate, să mergem după... Mergem după diamante, ceea ce cred că asta o să și facem, pentru că momentan ne-am pregătit locul pentru casă. Hai să-mi fac două lopeți, frate, de ce nu? Adică, având în vedere că se termină repede. Aici aș mări puțin, sincer. Totuși, dacă m-am apucat de locul ăsta, vereșanilor, hai să încercăm să-l terminăm, adică de ce nu? Hai să încercăm să-l terminăm, pentru că până la urmă, na, de ce nu? Uite ce, chiar aș putea să distrug, doar că o să trească să fac un anumit design. Ca să pară cât de cât frumos. Nu arată așa rău, frate, adică se putea și mai rău. Se putea și mai rău, sincer. Nu arată rău deloc, părerea mea. Mă bucură foarte mult că avem multe flori prin preajmă și asta contează cel mai mult. Uite, aici avem iron. O să mergem la mina clar, ceea ce o să însemne că o să trească să mai fac niște pickaxe-uri și cred că am o gânganie aici. Mare brontozaur s-a dus. S-a dus vereșanul pe apa să îmbete mare brontozaur ce are pe frunte. Oare câte sunt favereșanilor? Vreo 3-4 pickaxe-uri? Ceva în genul ăsta mai mult nu cred că ar avea rost. Armura văd că e ok că nu prea m-au mai bătut. 4 pickaxe-uri, o lopată, topor nu prea am nevoie.
sabie neapărat. Ar cam trebui să mai iau la mine niște steaua aeră, la mine sam acolo, frate. Uite, mai avem aici un cumpichez, ceea ce mă ajută foarte mult. Hai să punem mâncărnița asta la prăjit, mânca cele 10 bucăți o să mă ajung, pe le mai lași pe astea 3. Punem și goldul până un alta. Dar mai întâi de toate, hai să mai facem noi o găletuță cu apă. Pac, 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 de fapt două. Să vedem dacă mai găsim noi lava aici. O găsim. Bună! Bună! Perfect. Deci acolo e lavă, văd. Hai să... A, dar nu merge. A, what? Dar nu dacă puneai apă, gen... S-a făcut update? Eu știam că dacă pui apă, se face... What? Nu trebuie să facă gen obsidian? Acum se mai găsește să... Nu-i spuneți-mi acolo în comentarii, sincer, că pe mine mă bate personal. Poate uite cum rămâne apa. Voi vedeți cum a rămas apa? Pregătiți-vă că de aici începe nebunia. Deci am auzit un schelet prin partea aia, ceea ce înseamnă că mai e un cave. Sau hai să ne întoarcem puțin înapoi, pentru că... Sigur e jos ceva. Sau cineva. Mamă. Aolo, stai, că nu-i bine. Nu-i bine. Mamă, ce aici. Mamă, stai că trebuie să ne retragem. Ne retragem noi într-un loc mai ok. Mâncăm și... Vreau să nu mai fie. Hai, bro. Îi batem așa pe rând. Îi batem pe rând, mai facem XP. Mamă. Îi batem pe rând? Hai să-i batem pe rând. Ok. Nu vine din spate doar, dar nu cred că o să vină. Am văzut foarte, foarte mulți scheleți. Uite, mamă, și vine și creeper-ul, pe bune? Hai, bro, măcar dacă ar bubui creeper-ul. E bine că a bubuit. Mamă, și scheletele astea? Foro? Mamă, da, mare criticală s-a dus. Hai, mamă, bun. Bun, hai că ne-am scăpat. Aolo, mamă, stai. Mamă, stai că aici am mare bătăi. Mai mare bătăi cu vereșan aici. Frate, dar e mare cave-ul ăsta. Aolo, mare invazie acolo de... Aolo! Frate, deci e mare invazie aici, ești nebun? A bubuit. Ok, stai că trebuie să și mănânc, nu e bine. E bine că am apă la mine și automat îi pot bloca în apă, știi? Mamă, stai că... Opa, iarăși am găsit mineshaft. Frate, dar câte mineshaft-uri găsesc? Bun, l-am bătut, nice. Oare tot mineshaft-ul ăsta să fie? Nu cred. Oh, căul am găsit, foarte mult name tag-uri. Hai că am găsit ceva, torțe, semințe, rail-uri. Da, destul de bine. Nu așteptam, sincer, să găsesc un nou mineshaft. De-aia să intrăm puțin în mineshaft-ul ăsta. Deși nu știu dacă o idee e foarte bună. Dacă aș găsi măcar niște resurse, mamolo. Aolo, creeper, stai să încercăm să ne batem cu el. Hai, bubuie. Mamă! Vai, deci mă sperii, frate, deci e așa riscant, mă jur. Mamă, nu pot să cred. Ăsta a căzut după mine? Bă, băiatule. Așa. Ăsta a căzut după mine, frate, ești nebun. A zis să nu mă lase sigure la greu, știi? Mă, n-a vrut să mă lase, e băiat de treabă el. E mare, sincer, mai șeftul ăsta, mă jur. Uite, lapis. Mamă, e bine că aici s-ar putea să găsim diamante. Hai că vine. Vine mare zombie? Nu vine schelete, gen, să mă împingă. Uite-l, văd, e bine că nu m-au ochit încă. Bun, hai să luăm de aici lapisul, pentru că o să ne ajute mult. Și după să mergem după diamante. Ok, hai să urcăm. Suntem la stratul cu numărul 26. Așa că ar fi cazul să mai coborăm și noi puțin. Uite, gold. O bucată de gold. Mamă, ce e aici așa. Mamă, e prea riscant, frate. Deci e prea riscant aici. Oricând pot să-mi dea mare săgeată și m-am dus. Hai, bă, frate, niște diamante. Să găsim și noi așa diamante frumoase. De ce viața e atât de cruntă, vereșanilor, și nu găsesc diamante? E bine că, da, măcar facem level, adică levelul ne ajută destul de mult. Aud lavă în partea asta, deci clar s-ar putea să fie aici. Poate ceva diamante. Uite, ai. Deci dacă aici nu sunt ceva diamante, nu sunt, nu văd. Suntem la strat destul de bun, frate. Tot aici, la mineshaft.
Eu m-aș duce să minez, dar mie să nu vină mare de asta pe mine, să mă împingă. Niciun diamant, bă, băiatule, niciun diamant. Este imposibil, imparabil, inexplicabil, bă, băiatule, inexplicabil, sincer. Sau ceva. Pentru că nu este deasupra, nu am trecut de ele, sau ceva. Da. Așa, păi aici am mai fost, sau? Da, bun. Nu am mai fost, clar. Deci, aparent, nu prea am fost cu noroc, mai șeptul ăsta. Sper să nu fiu invadat din toate părțile, gen, adică nu ar fi prea ok. Deja o săgeată mi-a dat. Cine trece? Mă, se bate. Se bate ăștia. Se bate ăștia, mi-a dat iron. Mamă, ce se bate. Nu. Mamă, vereșanilor, eu o să... Mamă, se bată ăștia între ei. Mamă, frate, aici nu e de joacă deloc, adică, fără Caterinca. N-am voie să mă joc deloc. Uite, gold. Bă! Hai să încerc să... La stup aici, pentru că n-am ce căuta, clar. N-am ce căuta aici. Va, era să mor, vereșanilor. Hai, mă, frate, uite, gold, ok, măcar e bine, am mai trecut pe lângă... Acum să vină o clipă în spatele meu, cum ar fi. Măcar e bine că mai găsim ceva resurse. Mă, cât a gold-ul, dar bine că diamante nu găsim. Dar gold cu carul, frate. Deci, atâta gold am găsit pe harta asta. O, emerald, mă, cum era să fie diamante aici? Am găsit un emerald. Nu pot să-l iau. Ok, mare emerald, a găsit vereșanul. Haide! Uite, lapis. Mamă, ce-mi place să merg la încăutare de resurse. Level 22, nice. O să mergem în Nether și o să facem rost de acolo de level. Uite încă un emerald. Lol. Emeralde. Deși, bine, m-a ajutat la trade-uri oare la alea? Sau? Hai că mă tot învorc pe aici și nu-mi place. Cum o să mănânc neapărat că scade hunger-ul. Și dacă vine mare creeper și bubuie, s-a dus. Dacă vine mare creeper, s-a dus. Mamă, e bine că... Mamă, stai că... Stai așa că nu e așa. Bun, eu o să cer să mă retrag. Uite-mi cu un emerald. Mamă, câte emeralde am găsit aici. Oare mă ajută ceva emerald? Emeraldele astea? Mamă, mi se duce și sabia. Oare mă ajută la ceva emeraldele astea, vereșanilor? Nu știu, spuneți-mi acolo în comentarii că... Bine, cred că la villager, dar... Ideea e că trebuie să găsești un villager mai întâi și apoi. Bună, pa! Mamă, m-am văzut... Acalo. Bă, nu dai mine, auzi. Vezi că e agresiv, boiatul. Opa. Opa. Ce zice, să încerc să cobor? Dacă mor, m-am dus pe ciocanes. Bun, hai să stăm la stratul cu numărul 21. Cred că sunt de diamante. Dar ideea e că, uite, nici aici nu putem găsi. Uite, gen, până apa pe jos și nu se face obsidian, gen. Nu știu, mi se pare foarte, foarte controversată treaba asta. Uite, gold. În care am găsit gold, frate. Adică goldul e la ordinea zilei. Foarte, foarte mult gold. Mamă, uite câtă gold, frate. Deci, uite, mă duc acasă cu încă 17 bucăți de gold. E bine. Bun, acum mai dăm stare în sus. Dacă dăm de lavă... Dacă este. Mamă. Mare zumbalou. Mare zombalo, guys. Dacă îmi cade un zombalo, un creeper... Cum ar fi să-mi cadă un creeper în cap, guys? Cum ar fi să-mi cadă un creeper în cap? Ar fi, cred că, cea mai nasoală chestie, frate. Din episodul... Cred că o să mai stau eu chemăra și o să mai încerc să găsesc diamante, pentru că altă soluție nu este. Și din episodul viitor, vereșanilor, o să ne apucăm de casă. O să ne apucăm de casă că n-avem de ales. Acum, dar ideea că nu mai știu unde am venit. Să trească să-mi găsesc casa, dar o găsesc, nu-i problema. Mamă, chiar adevărat, poate nu mai găsesc casa, ești nebun? Mamă, și toate resursele ce le-am adunat s-au dus. Eu nu m-am gândit la treaba asta când am plecat. Dar nu-i problema, că dacă găsesc măcar locația, dau seama. Măcar ne-am găsit un loc de casă frumos, asta contează cel mai mult. Și sunt fericit de acest lucru și totodată am mai făcut rost de ceva resurse. Mamă, e noapte afară. Of my god. E noapte și mi-e frică. Da, deci tot prin zona asta sunt.
Sper. Adică recunosc după copaci, dar... What? Nu, asta mă scuipă. Asta o să mă scuipe. Frate, nu vreau să fiu scuipat. Nu, 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 lasă. Da, uite, prin zona asta. Nice. Ia să ne aruncăm noi railurile, că momentan n-avem ce face cu ele. Ne da și nouă niște bone meal, name tag, the jets, pâine, uite, să aruncăm că n-avem nevoie de pâine. E bine că măcar mai găsim văcuțe. Facem rost de lână. O să-mi găsesc eu casa, nu-i problemă de asta. Da, e nasol, frate, că uite, deci nu mai pot să fac rost de obsidian și nu știu cum aș putea să fac. Spune, dacă mi-a spune acolo în secțiunea de comentarii, ar fi super. Ar fi super fain. Cred că ne cam apropiem de căsuță, nu știu, așa simt eu, simt eu că ne apropiem din ce în ce mai tare. Mă, cât de frumos se vede, frate. Ce priveliște admirabilă. Cred că o să trească să mă urc eu sus. Și doar așa să-mi descoper casa, că... Mamă, câinile astea... Mamă, uite, nu spune că steau câinii după mine. Gen. Adică ar fi nasos să... Să se ia ca și câinii. Mamă, și media mi se duce și sabia. Mamă, dar am găsit la băcuțe, nu glumă, nice. E foarte bine. Nice, doar că nu prea primez eu așa multă lână. Asta, piele, pardon. Nu spune că am zis lână. Uita, frate, deci îl vedeți? Disterul, în momentul în care se atașează de un loc, vă spune cu mâna pe suflet că nu există nimeni care să-l despartă de un loc, știi? Ok, hai să vedem ce punem aici noi resursele frumoase și din episodul viitor, Veleșanilor, neapărat o să mă duc să minez. Off-camera o să mă mai duc să caut diamante, frate, pentru că am nevoie de obsidian, neapărat de obsidian și nu știu cum să fac. Oricum am nevoie de un pickaxe de diamond ca să pot să fac apoi rost de obsidian. Deci, na, avem mult de muncă, dar e ok că ne-am găsit un loc frumos, ne-am stabilit. Deci e super, super fain. Cam asta a fost episodul, Vereșanilor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Andrei, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Nu știu exact de câte minute o să iasă acest episod, dar vom uita. Și noi desigur că ne vom auzi data viitoare. Nu uitați de like și toate cele bune. Ciao!